Bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și azi v-am pregătit un nou episod din I Love Luna, așa că să începem! Vorbim puțin despre ce s-a întâmplat până acum în Soi Luna, așa că haideți să facem împreună o recapitulare. Totul a început când familia Lunei a fost angajată de nașa lui Ambar să lucreze la casa ei din Buenos Aires. Dați-mi voie să vă fac prezentările. Ea e Monica, soția mea, cel mai bun bucătar din tot orașul. Femeia asta chiar e o bucătăreasă foarte talentată. O vreau în Buenos Aires. Vă ofer să vă dublez salariul și cea mai bună educație pentru Luna. Dar Luna a trebuit să-l părăsească pe cel mai bun prieten al ei, pe Simon. Chestia asta mi se pare o nebunie. Dar este și o super ocazie. Când o să patinezi, vreau să te gândești că suntem împreună. Pentru că pasiunea ei este să se dea cu rolele, Luna descoperă Gemme Roller, unde își face o mulțime de prieteni. Bună! E prima oară când te văd aici la pistă. Da, sunt pentru prima oară aici. Nina, eu sunt Luna. Dar și dușman. Asta e pista mea. Ce cauți aici? Pentru că fetița aia nu o să facă parte din viața mea nici o clipă în plus. N-ar trebui să-ți fie teamă că cineva ți-ar putea fura rolul principal. Mateo, iubitul lui Ambar, pune un pariu cu prietenul lui Gaston că o poate cuceri foarte repede pe Luna. Dar se pare că nu este așa de ușor. E drăguță, nu? Eu trăiesc în casa lui Ambar. Ea e prietena ta. Înțelegi asta, da? Și adevărul e că nu vreau să am nicio problemă cu ea. Din fericire, Simon se mută și el din Mexic în Argentina. Și totul pentru Luna. Pentru că iubește să patineze, Luna decide să se înscrie și ea în competiția de patinaj de la Gemme Roller. Urmează Luna și Simon. 7! Se califică de pe locul 6 pentru următoarea rundă. Ați văzut că se află din ce în ce mai multe secrete despre Sol, nepoata doamnei Benson? Voi cine credeți că este de fapt? Credeți că există vreo posibilitate ca nepoata dumneavoastră să nu fi murit în incendiu? Fica surorii mele Lily și a lui Bernie ar fi în viață? Mai tare, tati! Bernie! Mateo pare că a uitat de pariul cu Gaston și eu cred că se cam îndrăgostește de Luna, dar nu vrea să recunoască asta. Mateo nu ar sta cu fetiță ca ea. Eu nu am nevoie ca iubita mea să-mi dea voie să fac ceea ce vreau. Simon și Ambar sunt super geloși. E ceva ce eu nu trebuie să știu? Dar el este iubitul lui Ambar și eu trebuie să lămuresc situația cu ea. E sigură că ăsta e singurul motiv? Nu mă pot certa cu Mateo. Se descoperă până la urmă cea care i-a schimbat lucrarea Lunei. Mai întâi o să am grijă de Luna. Am un plan ca să fie dat afară de la școală. Pa, pa, Lunita! Ambar este pedepsită, iar Luna cu Mateo cântă împreună la Open. Ambar nu va ajunge, așa că trebuie să cântăm împreună. O să cânt cu o fată, cu Luna. Dacă m-ai iubit, nu ai urcat pe scenă să cânti melodia noastră cu altă fată. Nu vreau să te mai văd niciodată. Îmi pare bine că Luna află că prietena ei cea mai bună, Nina, este Felicity. Eu cred că tu o cunoști. Dar ești tu sau nu ești tu? Da, eu sunt. Nu pot să cred! De acum înainte, între noi două nu va mai exista niciun secret. Promit. La ultima competiție pe role la care Luna a participat, a încercat o schemă destul de complicată. Că nu te descurci foarte bine, pentru că nu este ușor. Și, din păcate, a căzut. Te rog, Tamara, nu-mi spune că aici se sfârșește visul meu. Oare va lăsa juriu să mai danseze încă o dată? Și oare Mateo și Luna se îndrăgostesc unul de celălalt? Voi ce părere aveți? Scrieți-mi în comentarii ce credeți voi că se va întâmpla mai departe în Soi Luna. De-abia aștept să văd. Și hai să vă arăt și câteva secvențe din noile episoade Soi Luna de săptămâna următoare. Nu depinde de mine, depinde de juriu. Dar așteptați, am să vorbesc cu ei. Da, întreabă-i. Tu crezi că o să ne lase? Stai liniștită că nu s-a întâmplat nimic. Te-ai descurcat foarte bine, ok? Ce emoție! Au ajuns destul de departe neștiind să patineze, nu? Nu știu. Să patineze știu și au unele mișcări foarte bune. Până când nu am în fața mea pe Sol Benson, nu cred. Bine, foarte bine. Spuneți-mi cum doriți să continuăm. Acum vă asigur că dacă Sol Benson e în viață, eu am să o găsesc. Tu crezi că vom avea vreo șansă? Întotdeauna există șanse. Mulțumesc. Pentru? Pentru că întotdeauna îmi ridici moralul și mă faci să zâmbesc. Cam asta a fost pentru astăzi. Eu vă pup și ne vedem și data viitoare.